tricolorii au avut parte de o surpriză frumoasă în cantonamentul de la Mogoșoaia. Elevii de la Școala Europeană București le-au făcut cadou lui Marica și compania un DVD cu victoria reușită de ei în fața colegilor de la Școala Greacă Atena, în mini-barajul prieteniei organizat săptămâna trecută de GSPTV. Puștii le-au urat tricolorilor să marcheze măcar jumătate din cele 11 goluri înscrise de ei în poarta elenilor. Aici e meciul de România-Grecia, mini-baraj. Asta e meciul vostru, nu? În care ce ați făcut? Care am bătut cu 11-2. Și tu? Am dat 6 goluri. Vedeți? O să le arate la băieți din seară. Îl urmărim. Copiii au fost răsplătiți de idolilor cu o sesiune prelungită de autografe și fotografii. Stelistul Latovlevici a cucerit pe micuț prin modul excentric de a se bucura după golurile marcate. Mi-a plăcut așa cu ochelarii. Ție ți-a plăcut? Da. Ți-a plăcut? Da. La ziare nu mi-a plăcut. Trageți prețe. Ce șut ați tras la antrenament. Ți-a plăcut? Da. Da, povestiți-le voi cum i-ați bătut pe greci. Povestiți-i. Vino mâine, te învăț cum să dai, da? Ei, vino markerul. Vino mâine, uite markerul. Știi Lato cu câte au bătut ei pe greci? Au jucat cu greci. 11-2. Părța să evolui și noi la fel, nu? Da, nu 11-2, dar puteți să dați jumate din goluri. Exact, jumate din goluri. Da? Da. Și să vă calificați. Doamne, asta e important. Da. Copiii l-au făcut pe selecționerul Victor Pițurcă că să uite de probleme pentru câteva minute. I-au bătut, am auzit, că i-a bătut. Mamă, ia de la Pițurcă! Bine copii, pa! La revedere! Mi s-a părut foarte frumos pentru că ne-am văzut idolii. A fost un moment emoționant pentru că i-am dat lui Marica și Marica este un mare fotbalist. A fost foarte frumos să-i vedem așa în realitate decât la televizor.